Totul a început cu un fum. Am crezut că am controlul. Și am pierdut controlul. Cred că pot altfel. Pot altfel. Cannabisul este un drog de risc. Informează-te. Ținând cont de schimbările contextului național și internațional privind evoluția fenomenului consumului de droguri, Agenția Națională Antidrog, prin intermediul rețelei naționale de centre de prevenire, evaluare și consiliere, vine în sprijinul consumatorilor de droguri și al consumatorilor dependenți. În ediția de astăzi vă vom prezenta programele speciale și personalizate de asistență medicală, psihologică și socială oferite de Agenția Națională Antidrog. Suntem partea de contact direct cu fenomenul drogurilor a Agenției Naționale Antidrog. Dacă în centrală se gândesc strategiile, se concep procedurile și politicile, aici se aplică, se implementează. Vedem pe viu feedback-ul și eficacitatea fiecarei măsuri pe care o aplicăm. Toate intervențiile noastre sunt dublate sau au în spate un background teoretic și științific foarte, foarte riguros. Cele mai multe dintre aceste intervenții au fost testate ani întregi prin state membre ale Uniunii Europene și nu numai. Și noi, la rândul lor, după aplicarea măsurilor respective, am devenit, pentru unii dintre partenerii internaționali, exportatori de bune practici. În sensul că acest centru de tratament substitutiv cu metadonă, care e unul dintre cele mai vechi din București, este exemplu de bune practici acum pentru circa 5 alte state. Lumea drogurilor e o lume, în general, urâtă. Este destul de dificil de lucrat, e cu multe frustrări, progresele sunt foarte lente și de multe ori insesizabile pentru un ochi care nu e format, dar pentru specialiști cumva e o bucurie de fiecare dată când vezi un astfel de progres, când vezi că un om este salvat literalmente din ghearele morții, când vezi că este adus la un T0 de unde poate să înceapă să-și reconstruiască viața. Centru efectiv, la momentul actual, centru regional, este acum cel mai mare furnizor de servicii de asistență integrată în adicții, atât la nivelul Agenției Naționale Antidrog, cât și, cred, la nivel național. Nu lucrăm singuri, vorbim de o rețea de oameni tehnici foarte ok, oameni din instituțiile publice, oameni din primării, oameni din biserică, oameni din școală, care au trecut prin diverse stagii de training, de formare la noi, cu specialiștii noștri. La fel cum vorbim și de foarte buni specialiști cu care colaborăm din zona organizațiilor neguvernamentale. Și nu mă interferăm de ce crezi? Cum să faci treaba asta? Păi din păcate nu știu ce să fac. Metadona nu funcționează la chestia. În ceea ce privește construcția Sistemului Național de Asistență destinat consumatorilor de droguri, acesta are practic trei nivele. Primul nivel de asistență este format în principal de serviciile de reducere a riscului asociat consumului de droguri, în principal serviciile de schimb de seringi, care, așa cum vă precizam puțin mai devreme, sunt practic poarta de intrare a beneficiarilor în sistem. De cele mai multe ori, beneficiarii consumatori de droguri injectabile apelează la astfel de servicii în scopul obținerii seringilor despre care vă vorbeam. Dar aceste programe fiind multidimensionale, în sensul în care ele pot asigura și consiliere, pre- și post-testare HIV, pre- și post-testare hepatită B și C,
în care pot fi aici și acum, în momentul în care un astfel de consumator de droguri cu istoric îndelungat dorește să vorbească cu cineva. Acest moment, în paranteză, fie spus, nu trebuie ratat niciodată. M-am apucat de fumat iarbă pe la 14 ani. Am trecut treptat și progresiv la altele, că nu e de ajuns. Cine zice că iarba nu creează dependență, creează dependență. Și îți dă dorința de a experimenta și altele. Trec la ketamină, ketamină injectabilă. Întâi am prizat, pe urmă injectabilă la mușchi. Și pe urmă, dacă deja m-am obișnuit cu siringa, am mai fost doar un pas. Mi-am jurat că nu o să consum niciodată heroină, că mi se părea cel mai, nu știu, deprimant și cel mai jalnic. Și așa, până pe la 17 ani, mi-am făcut curaj. Și a fost exact cum se zicea, că e, mă rog, crema cremelor. Când am dat de heroină, am pus capac la toate și mie mi-au plăcut foarte mult halucinogenele și tot. Deci aveam alt stil de viață, total diferit de, chiar dacă consumam droguri, total diferit de consumatorii de heroină. Și, nu știu, am consumat vreo câțiva ani bun heroină. Am adus în toate locurile pe unde putea să mă ducă heroina, de la, nu știu, spitale de dezintoxicare, arest, furt, alea vâltoarei din Ferentar, la absolut tot ce înseamnă heroină. Este extrem de important, așa cum spuneam puțin mai devreme, să fii prezent în momentul în care consumatorul de droguri poate doar solicită o informație legată de modul în care utilizează drogurile, legată de serviciile medicale existente pe piață. Aceste servicii, practic, asigură legătura, așa cum vă spuneam, cu următoarele servicii care sunt partea sistemului, partea nivelului 2 de asistență, reprezentând, practic, elementul central al sistemului și format din centrele de prevenire, evaluare și consiliere ale Agenției Naționale Antidrog, care, printre altele, au ca responsabilitate evaluarea medicală, psihologică și socială a consumatorului de droguri, pe de o parte, la solicitarea acestora sau consumatori de droguri referiți de către instituțiile de aplicare a legii, în principal DICOT-ul, în urma acestei evaluări medicale, psihologice și sociale, a întocmirii raportului de evaluare și obținerii acordului, consimțământului beneficiarului, profesioniștii din centrele noastre de evaluare, respectiv echipele multidisciplinare formate din medic, psiholog și asistent social, practic orientează beneficiarul către un program adaptat nevoilor acestuia. În același timp, la solicitarea DICOT-ului fiind întocmite aceste rapoarte de evaluare, se pune în aplicare în România unul din principiile de bază ale justiției terapeutice. Încă din 2014, odată cu intrarea în vigoare a noului cod penal, s-a activat un articol de lege care acordă persoanelor consumatoare de droguri această alternativă la tratament, alternativă care venea cumva, se suprapunea mult mai eficient, să spun așa, pe ce însemna sancționarea infracționalității asociate cu consumul de droguri sau infracțiunilor la regimul drogurilor. Ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă că în anumite situații, anumite infracțiuni sunt considerate a fi efectul problemelor psihologice pe care o persoană le are sau efectul bolii acelei persoane. Și atunci, cumva, din această perspectivă, se consideră mult mai utilă tratarea bolii persoanei sau asistența psihologică, socială, medicală a problematicii asociate consumului de droguri. Din această perspectivă, încă din 2014, în momentul în care o persoană are un dosar penal la DICOT ca urmare a săvârșirii unei infracțiuni la regimul drogurilor, în
infracțiune care poate să fie de deținere, cultivare, vânzare, punere la dispoziție a unei locuințe pentru consumarea acestui drog. Toate aceste tipuri de infracțiuni sunt analizate, să spun așa, într-o primă instanță de către procuror, iar dacă persoana care a săvârșit aceste infracțiuni se declară a fi persoană consumatoare de droguri, este referită serviciului de evaluare și consiliere al Agenției Naționale Antidrog. La nivelul Bucureștiului și al județelor limitrofe funcționează programul unic de evaluare, dar ca urmare a ordonanțelor de evaluare și în teritoriu, fiecare centru de prevenire, evaluare și consiliere antidrog județean se ocupă de această evaluare și eventual referire în circuitul de asistență psihologică, socială și medicală a persoanelor consumatoare de droguri, persoane consumatoare de droguri care au și probleme serioase ca urmare a acestui consum. Din această perspectivă, din 2014 până în prezent, cred că la programul unic de evaluare din București au existat peste 8.000 de astfel de ordonanțe emise de DIICOT. Parte dintre aceste persoane au intrat în circuitul terapeutic, fie că au beneficiat de programe de asistență medicală, programe de asistență psihologică, socială și medicală, programe de consiliere individuală sau programe de consiliere de grup, toate aceste tipuri de servicii fiindu-le oferite aproape în exclusivitate de către Agenția Națională Antidrog. I-am crescut cu greu și singur, pe cei doi frați ai mei mai mici. Sunt voluntar la un adăpost pentru câini. Îmi place să fac fotografii. Aș vrea să am expoziția mea acum. Oamenii sunt mai mult decât dependența lor. Cunoaște-i, nu discrimina. Revenind la sistemul de asistență, practic nivelul 2 de asistență după evaluarea consumatorului de droguri și asigurarea serviciilor de psihoterapie, de consiliere psihologică și consiliere socială poate orienta beneficiarul spre serviciile de nivel 3, care reprezintă servicii specializate de asistență pentru consumatorii de droguri, servicii formate în principal din comunitățile terapeutice dezvoltate de către organizații neguvernamentale în România, centre de zi care asigură împreună aceste servicii de nivel 3, reabilitarea consumatorilor de droguri, contribuie în mod direct la reabilitarea consumatorilor de droguri prin intervenții specializate psihologice legate de dependența psihologică a acestuia, o dependență fundamentală din punctul nostru de vedere, și în egală măsură prin formarea resurselor personale, prin dezvoltarea anumitor deprinderi care să asigure în mod complementar reinserția socială pe piața muncii a consumatorului de droguri în situația în care motivația acestuia este orientată spre acest scop. Cumva cel mai vizibil și cel mai greu de dus dintre programe este programul de substituție cu metadon. Acești consumatori de heroină au o prevalență, sunt de-abia pe locul 3-4 în ierarhia drogurilor consumate în România. Dar ei au potențialul de a fi cei mai problematici, în sensul, explicând foarte clar lucrul ăsta, ei sunt în primul rând, în marea lor majoritate, purtători de boli cu potențial epidemic, gen peste 80% cel puțin în centru la noi sunt bolnavi de diverse hepatite virale, între 30-50% oscilează de la an la an această prevalență, sunt purtători de virusul HIV, nu mai vorbim de restul de boli cu transmitere sexuală, boli respiratorii și toate cele. Se practică acest tratament pentru o perioadă de un an, de doi, sau este personalizată și în funcție de caz? Tratamentul este individualizat. Fiecare persoană răspunde în mod diferit la tratament. Recomandările, inclusiv ale Organizației Mondiale a Sănătății, nu delimitează în timp programul de metadonă. Spun să fie tratat cât mai mult timp.
nu are o limită de timp, ca să zicem, cum de asemenea nu are nicio o doză stabilă, adică nu e o doză care funcționează la toată lumea, fiecare îi se ajustează doza și se stabilizează la un anumit moment. Sunt pacienți care iau metadonă de 17-18 ani, sunt pacienți care au încercat să renunțe la acest tratament, unii au și reușit, unii au revenit iar în consumul de heroină după ce au reușit să ajungă să rămână să scadă și tratamentul și au recăzut în consum de heroină și s-au întors cerând din nou ajutor. Când am început să devin dependent deja, prietenii nu mai există, prietenii mei fiind oameni normali ca dumneavoastră, care au familie, au copii, au așa, nu mai am. Familia mea oarecum am distrus-o de cum am apucat și am ajuns. De ce? Pentru că pe zi trebuie să dai cel puțin 450 de lei pe droguri, cel puțin. Minim. Minim 4 milioane jumate vechi, 450 de lei pe zi pe droguri. Iar aici la centru îți dă tratamentul acesta gratis, plus că tratamentul acesta te ajută foarte mult. A doua zi nu-ți mai este rău. Când te trezești dimineața, nu mai ai durerile acelea, nu mai ai crizele, nu mai ai etică nevoia să tragi. Centrul ăsta m-a ajutat foarte mult pe mine. Metadoanele pe Piața Neagră se vând foarte scump, cu 30 de lei o singură pastilă. Eu sunt pe un tratament de 7 pastile pe zi. Asta e doza mea pe care o iau aici la centru, pe care o înghit, care mi-a dat domnul doctor de aici. Dar gândiți-vă că 7 pastile pe zi, 3 ori 7 vine 21. 2.100.000 pe zi ar însemna tratamentul. La începutul începutului, da, când m-am apucat și să de... Când am devenit dependent, să zic, am început să vând din casă, în primul rând. Am fost și eu în Germania un timp cu tata. Acolo am început să trag și cocaină, nu numai heroină. Și acolo am făcut o prostie fix de la vârsta mea de 18 ani. Am tăiat un nemț în club. M-am îmbătat, am luat o pastilă de ecstasy. Prima oară în viața mea când lasem o pastilă de ecstasy. Am început să văd tot felul de chestii. Să cred că el e cu iubita mea, nemțul ăla, era un nemț de 2 metri înălțime, mare, foarte solid, chelios ăsta, mare, serios. Și, pur și simplu, eu n-aveam nicio iubită, eram singur în club, nu singur, cu prietenii, dar n-aveam nicio iubită în momentul ăla. Dar aveam senzația că el e cu iubita mea, cu toate că n-aveam nicio iubită. Deci îmi luase mințile, o pasăre de ecstasy, care ecstasy ăsta înseamnă combinația între cocaină, heroină și legalele din ziua de azi. O pastilă de metadonă de 20 de miligrame, prețul ei oficial este de circa un leu. O intervenție relativ medie ca și costuri pe un an de zile asupra unui beneficiar, nu luăm modelul unor țări foarte dezvoltate. Spre exemplu, în Olanda se cheltuie mai mult de 6.000 de euro pentru un beneficiar anual. Nu îndrăznesc să calculez cifra pentru România, nu are sens să discutăm de chestiunea asta. Dar la momentul de față este greu de priceput, mai ales în rândul opiniei publice, că având acest tratament substitutiv, avem un mijloc foarte eficient de a ține sub control, sau de a, poate e mult spus, de a ține sub control, dar de a atenua semnificativ toate manifestările de infracționalitate, devianță juvenilă și comportamentală ale celor care sunt pe stradă. Noi considerăm că din punctul acesta de vedere ne-am raliat cumva tendinței europene și mondiale de a înlocui, să spunem, partea de pedeapsă cu partea de tratament, întrucât pe termen lung degeaba sancționăm un anumit comportament infracțional, dacă nu tratăm și cauza care determină acel tip de comportament. Și atunci noi spunem că cu fiecare persoană tratată sau care se află în momentul acesta în circuitul nostru de asistență, e un loc mai puțin într-un spital, e un loc mai puțin în penitenciar sau e un loc mai puțin în cimitir. Mama mi-a dat viață.
are grijă de mine de la început. Este tot ce am mai bun. Mă îndrumă în tot ceea ce fac. Ea a decis cum va fi viața mea. Până la final. Dependența de droguri se transmite de la mamă la copil. Renunță la droguri. Alege o viață fără droguri pentru copilul tău. O campanie de conștientizare asupra riscului consumului de droguri la mamă și copil a Agenției Naționale Antidrog.